Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Secretele Puterii. Controversele în jurul gazelor, achiziții, licitații, cantități, scheme nu mai contenesc în Republica Moldova. Uneori discuțiile sunt justificate, alteori sunt speculative. În această seară vom discuta despre controversa ultimelor zile, după ce fostul primar de Bălți, Renato Usatăi, a ieșit în presă și a dezvăluit că fabrica de sticlă ar fi câștigat, sau Energocom, mai bine zis, ar fi câștigat o licitație organizată de fabrica de sticlă pentru livrarea de gaze naturale la un preț de 6,8 lei plus TVA, de două ori mai mic decât cel pe care îl plătesc consumatorii care sunt abonați la Moldova Gaz. În același timp, într-o reacție tot publică, membrul Consiliului Energocom din partea societății civile, Alexandru Slusari, susține că acuzațiile domnului Usatăi ar fi în favoarea Moldova Gaz și Gazprom. Ne lămurim unde este adevărul în această seară cu cei doi, Renato Usatăi și Alexandru Slusari. Domnilor, bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara! Bună seara! Da, domnule Usatăi, așadar, dumneavoastră ați ieșit sâmbătă într-un live pe Facebook acuzând că Energocom vinde gaz cu 6,8 lei către fabrica de sticlă, în timp ce consumatorii finali achită la Moldova Gaz peste 14 lei. Acest lucru l-a deranjat și pe șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, care o zi mai târziu a ieșit în un comunicat de presă și a declarat că Energocom nu ar trebui să mai iasă în piața liberă și să vândă în retail gaz, ci doar să fie un furnizor către alte companii. Vă rog să ne explicați care este nemulțumirea dumneavoastră și de unde au venit toate semnele de întrebare pe care le-ați scos în evidență în ultimele zile. Da, vă mulțumesc. Deci, prima, prețul 6,80 lei de bani cu TVA inclus, nu fără TVA. Era 6,20 fără TVA. De ce m-a deranjat? Vă explic. Tot eu am ieșit vara anului trecut, când am demonstrat cetățenilor în întreaga țară, inclusiv în acest studio, că există două pieți paralele. Și atunci am acuzat compania Moldova Gaz, compania FICA Moldovei Gaz, Transautogaz, că zic, dar cum sprinești că cineva gazul achită 29 de lei, cum era atunci, și cineva l-a achitat 12-14 lei. Atunci toată lumea s-a revoltat, guvernarea cumva foarte ciudat, în 3-4 zile au coborât gazul de la 29 de lei la 18, văzând că oamenii sunt deranjați despre existența pieței paralele. Dar în situația de astăzi, la noi parcă e un deja vu. Deci, deja e compania de stat, Energocom, care astăzi vinde companiei Moldova Gaz. Gazul îl vindea până săptămâna trecută cu 550 de euro. Săptămâna trecută a fost prețul coborât la 450 de euro pentru 1000 de metri cubi. Și în același timp, cu 6.000 de lei, 6.297 de lei, vă spun concret, fără TVA, vinde la fabrica de sticlă tot întreprinderea de stat. Și aici apare întrebarea, domnul Cozer, dacă Energocom a fost creat, a primit toate pârghiile, toată susținerea statului, toată partidului de guvernare, partenerilor de dezvoltare, ca să nu depindă Republica Moldova de gazele rusești, de Kremlin și așa mai departe, cum ni s-a spus, păi astăzi eu nu înțeleg ce se întâmplă la noi? Că Energocomul pentru mine deja devine ca un metal feroz pe timpuri. Numai că Plahotniuc pe timpuri metal feroz l-a umflat, dar Plahotniuc fura din veniturile companiei metal feroz. Dar Energocomul e direct de la om din buzunare. Deoarece, dacă domnul Slusari a să dă un argument sau o explicație, sau, adică cum la noi sprinește că cineva achită un preț și cineva practic dublu și e compania de stat. Mai ales că sunt foarte multe întrebări care apar secundar, domnul Cozer. Dacă vorbim despre întreprindere de stat,
Pentru mine, oare Energocom, oare SRL Trandafir, oare care mai sunt acolo. Deci orice companie de stat trebuie să profite de cel mai bun preț. Așa este, inclusiv în afaceri. Dacă Energocom, bravo, o dat cel mai bun preț la această licitație din 5 companii, de-a fostului, de-a lui Dodon, de-a lui Cebotari, era acolo, compania fică la Moldova Gas asta, Transautogaz, erau 5 participanți. Dacă au dat cel mai bun preț, sunt bravo. Eu doar nu i-am acuzat de ce ei au dat un preț foarte bun. Eu, acuzarea mea este că este prea mare diferența între prețul care l-au dat ei pentru fabrica de sticlă, către cetățenii de rând, da, și apar alte întrebări. Eu în acest studio, când a explodat tema gazelor, cu toți acești intermediari de peste hotare, cu toate problemele care au fost atunci când a explodat tema cu gazul 29 de lei, atunci am abordat o întrebare. Este franzeluța întreprinderea de stat strategică, care, de mult APP, trebuia să-i dea voie să plece de la Moldova Gaz, până în ziua de azi stă acolo și cumpăr gazul cu 11 lei, dumneavoastră înțelegeți că în ziua de azi 11 lei cu TVA inclus, aproape 11, fără vreo 10 bani, achită franzilusa și să aibă posibilitatea să achite 6,80, domnul Cozer. Vorbim de 4 lei diferență și vorbim de milioane de pâini pentru cei săraci, dar nu contează. Da, sunt multe semne de întrebare, întrebările dumneavoastră au sens, ceva mai târziu va intra în legătură cu noi și directorul Energocom, domnul Bânzari. Până atunci, domnule Slusari, dumneavoastră, azi ați avut o postare destul de lungă pe Facebook, în care l-ați acuzat pe domnul Usatăi că ar face jocurile Moldova Gaz și Gazprom. Spuneați dumneavoastră că mare nemulțumire este că această licitație pentru gazul la fabrică... Usatăi conserva rusească. Eu adaug, fac publicitate la domnul Usatăi. Și spuneați dumneavoastră că Transautogaz, compania fiica Moldova Gaz, și-ar fi dorit foarte mult să câștige această licitație. Dar haideți să le luăm pe rând. Cum este posibil un preț atât de mic către fabrica de sticlă și ulterior trecem și la celălalt? Eu de ce am spus chestia asta? Am dat aluzie la Goebbels, că Goebbels opera cu semea adevărul. Adică tu iei câteva fapte corecte, nu dai tot șirul evenimentelor, vii cu ideea, mai ales când ai interes politic, ai interes, e an electoral, eu tot asta înțeleg și nu am reproșuri față de Renata Gheorghici în acest sens. Și vii și dezvolți tema anume așa cum îți place. Domnul Slusar, nu vă spune, dar dumneavoastră adăugați, care nu a fost adevărat din șești? Renata Gheorghici, și amuși ajungem. Da. Eu așa atent okay. Te-am ascultat, nu te-am întrerupt niciodată. Okay. Când tovarășul Renata Gheorghici a ieșit vara trecută și a spus despre piețele paralele, și eu am spus, da, are dreptate. Când a spus despre păcura la termoelectrică, eu public am spus că el are dreptate. Tu mi-ai scris atunci, mulțumesc pentru adevăr. A fost da, așa? Da, a fost. Așa. Iată, data aceasta, Renata Gheorghici a dat în bar. Și noi acuși vedem care e situația. Într-adevăr, prețul pentru fabrică de sticlă, licitația care, în pofida eforturilor Moldova Gaz, a câștigat Energocom, o să fie 6,80, dar lucru care nu a spus nici Vadim Ciban, care imediat după ce au câștigat licitația Energocom, a început să facă presiuni prin telefoanele și încerca să convingă Energocom să refuze de această licitație. Mm. Și de atâta eu sper, dacă eu nu am dreptate, eu îmi cer scuze de la Renata Gheorghevici. Dar paralela asta că Vadim Ciban a făcut aceste sunete și a venit domnul Usatăi, pe mine m-a pus pe gânduri. Și când el a făcut aceste presiuni că voi trebuie să renunțați, nu știu ce, trebuia să fie foarte clar spus. Prețul care va fi oferit fabricii de sticlă 6,80 o să fie în luna mai. Și iată, aici este cheia problemei. Până la 1 mai, Energocom, conform deciziei CSE, s-a ocupat strict cu furnizarea gazului către Moldova Gaz. Niciun gram de gaz, niciun gram de metan nu a fost vândut la consumatori industriali. Energocom nu s-a ocupat cu activitățile paralele, deoarece au avut o sarcină de bază. După ce Moldova Gaz a redus în 2022 contractului volume de gaz,
După asta, Energocom 2 ani s-a ocupat cu livrări de gaz la prețuri, părerea mea că din 2023, cele mai avantajoase. Și nu s-a ocupat cu alte variante. De la 1 mai, și aici noi trebuie să spunem adevărul telespectatorilor, piața devine liberă. De la 1 mai decade decizia Comisiei Situații Excepționale. Moldova Gaz nu este obligată să procure gaz de la Energocom. Energocom participă ca și ceilalți toți agenții economici în piața liberă. Asta e una la mână și doi la mână. O să vedeți că la 1 mai prețul de gaz care o să fie cumpărat de Moldova Gaz, și noi trebuie, sper că o să discutăm și despre această problemă, că Moldova Gaz începe, din punctul meu de vedere, jocul lui periculos. De la 1 mai, prețul care o să fie procurat gazul, eu nu cred că va depăși 320 dolari. Maximum 320 dolari, deoarece reperul o să fie prețul de la Gazprom. Și iată, noi aici trebuie să înțelegem. De la 1 mai se schimbă regulile de joc. Nu mai este CSE, nu mai este... CSE nu e de la anul nou. CSE nu e de la anul nou, dar de la anul nou a fost ultima dispoziție CSE, că pe 4 luni este acest contract între Moldova Gaz și Energocom. De la 1 mai totul este liberalizat. Și prețul pentru Moldova Gaz o să fie mult mai mic decât 320-330 dolari, dar Energocom, de ce eu trebuie să stăie în situația în care... Să cumpere cu 300 și nu vândă cu 550. Stați, 300... De la 1 mai știi cum o să fie procurările de către Moldova Gaz? Moldova Gaz a promis că o să facă licitațiile la care o să procure gaz, a cei care o să dea prețul mai mic decât prețul de la Gazprom, poate o să cumpere. Dar încă asta nu se știe. Asta a fost negocierea între dânsul și domnul ministru. Eu nu exclud că o să fie decizia Gazpromului, că o să fie prețul numai de la Gazprom. 330 dolari. Dar nu trebuie să fie reperul de la Gazprom, trebuie de la bursele europene. Da, și iată aici problema, că la ultima licitație Energocom a procurat gaz mult sub prețul Gazpromului. Și acest lucru... Cu ce preț, domnule Slusa? Eu nu pot să spun prețul exact, deoarece trebuie să spună comparatorul, vânzătorul care a vândut și trebuie să fie mult acordul. Mult procente asta, dar, ce înseamnă? 10, sub 20. 300. Sub 300 de dolari. De 270 dolari. Sub 300 de dolari. Haideți ce și n-are dreptul, domnul Slusar, să vă spun eu. Un pic ai greșit că cu cheltuielile de transport un pic mai mare prețul, dar sub 300 de dolari și asta mult mai mic decât prețul de la Gazprom. Și Gazprom acum, Moldova Gaz, mai bine zis, că pentru mine nu e diferența. Moldova Gaz acum e o leacă are frică. Că Energocom iese ca operator pe piața Angro, dar uși, ați așteptat că o să șadă în cușca Energocom, o să se aștepte ca Moldova Gaz mai departe să facă și vrea? Energocom are experiență. Da, experiența care a fost nereușită pe alocuri la începutul din cauza lui Spână. Și aici, el, dacă avea să iasă domnul Usată și să spună, ei, oameni buni, voi plătiți timp de un an tariful exagerat din cauza lui tovarășul Spânul și haideți să mergem tot... Eu asta o spun de un an jumate, domnul Slusar. Hai că mușla dominată răzângem. Haideți să ne ducem și să scoatem pe dânsul, să cerem socoteala. Da. Eu, dacă nu era protest politic, avem să fiu haideți la acest protest. Haideți să rezumăm un pic. Deci, dar, cumva, asta... Unde am dat tare, în bară, acea, domnul Slusar? Ați dat în bară când n-ați spus că acest preț o să fie de la 1 mai. Da, așa. Asta e foarte important. Da. Dar prețurile, spuneți, vă rog. Astea pentru aprilie cu acele care e pentru mai, ele cumva diferă la noi? Diferă, deoarece până la 30 aprilie o să fie prețul 450 de euro. La 1 mai, Energocom... Adică și... să fie 450 de euro? În aprilie, Energocom o să vândă gazul cu 450 abia de euro. Uitați-vă, deci dumneavoastră tot spuneți că Energocomul încalcă decizia CSE-ului, nu că încalcă. Trebuie să fie 550 de euro. Nu încalcă. Pentru 4 luni. Iată decizia CSE. Prețul la gaz pe bursă. Și acum, că e pentru mai și pentru aprilie era același. E scris că prețul este 550 de euro și poate fi micșorat la decizia organului de administrare a Energocomului. În aprilie, Energocom a luat decizia că pentru luna aprilie gazul o să fie vândut nu cu 550 de euro, dar cu 450 de euro. Și s-au vândut 30 de milioane de metri cubi. Nu, mai mult, 30 de milioane au fost ca pentru a acoperi deficitul. S-au vândut undeva, o să fie vândut undeva 45 de milioane. 45 de milioane. Cu 450 de euro. Ok. Bun. Haideți cumva noi să discutăm, dumneavoastră ne blocați. Stați un pic. Nu, dar de ce ne blocați? Că... Nu, am de eu să discut cu dumneavoastră. Nu, vreau să rezumăm un pic lucrurile. Deci, ca să înțelegem exact, fabrica de sticlă
va procura aceste cantități de gaze de la 1 mai, direct de la Energocom. Direct de la Energocom, în baza licitației. Da. Și Moldova Gaz o să procure în luna mai gazul la prețul mult mai mic decât a fost până acum. Eu presupun că o să fie mai mic decât 330 dolari. Deoarece se schimbă regulile de joc. La 1 mai, și trebuie și asta să spunem, odată și odată, Energocom recuperează toate pierderile aduse de gazul lui Spână. Până la stați o secundă, dar Energocom nu a participat în procurarea gazelor lui Spână, domnul Slusar. Haideți că dumneavoastră nu erați atunci. Păi, nu puteți răspundeți pentru asta. Haideți să spunem că, iarăși pe nume. Eu am venit la Energocom în aprilie. Da. Până în aprilie, din păcate, ceea ce eu știu, Energocom a fost manual dirijat de tovarășul Spână. Și așa. Eu cunosc multe lucruri, cum s-au petrecut licitațiile și gazul a fost procurat de nici ce. Dar dacă Spânul cumpăra 1.000.000 de metri cubi de gaz, noi și 10 ani trebuie să-l achităm. Eu asta am vrut să-ți spun. Dacă noi ne apucăm și să scoatem pe Spânul, să cere socoteala de Odențu pentru tot că un an cetățenii plătesc tariful, asta una. Dar când tu vii și în paralel cu Moldova Gaz spui că trebuie de sufocat Energocom și de aruncat cu apă și copilul, aici eu nu de acord cu tine. Domnul Sus. Domnilor, îl avem prin telefon în direct și pe domnul Victor Bânzari, directorul Energocom, prin Skype. Chiar colegii mi-au făcut o surpriză. Domnule Bânzari, bună seara, ne auzim? Bună seara, da, ne auzim. Da, cred că ați urmărit felul în care au decurs discuțiile până acum. Dacă aveți ceva de comentat, dacă nu... Trec eu la întrebări. În primul rând, cum comentați solicitarea domnului Vadim Ceban, directorul Moldova Gaz, ca Energocom să renunțe la vinde direct gaz consumatorilor, ci să o facă la fel ca până acum prin intermediari, Moldova Gaz sau alte companii? Deci, în ultimii ani, tot ce înseamnă piața energetică din Republica Moldova s-a schimbat radical. Noi chiar astăzi am observat că avem deschisă o bursă care poate să ne ofere o posibilitate foarte interesantă, unde putem întâlni vânzătorii și cumpărătorii. Și chiar pot să spun că Bursa Română de Mărfuri din Republica Moldova joi va avea prima licitație unde compania CET Nord va solicita o cantitate de gaz, de a procura o cantitate de gaz pentru următoarele 5 luni, deci din luna mai până luna septembrie. Acolo, la această licitație, pot să participe foarte multă lume și multe companii și noi încurajăm să fie prezenți cât mai mulți consumatori și cât mai mulți furnizori, cei care dețin licență, ca să avem o posibilitate să concurăm și totodată să avem cele mai bune prețuri pentru companiile, în cazul dat, CET Nord, care este o companie la fel la statul. La fel, pentru luna mai, deja Energocom nu mai are nicio obligațiune față de Moldova Gaz și la o licitație care au participat încă 4 companii pe lângă Energocom, noi am concurat cu ei, am avut un preț mai jos decât concurenții noștri, pentru că avem o relație mai bună cu partenerii noștri de unde procurăm, avem o relație și un profesionalism mai ridicat, o riscuri mai joasă în comparație cu ceilalți parteneri și am avut posibilitatea o companie a statului să vindem cu profit la altă companie a statului cu un preț foarte bun gazul. Diferența nu este doar din prețul gazului. Să nu uităm că fabrica de sticlă este conectată la distribuție cu presiune medie, care costă 525 de lei pe 1000 de metri cubi, în comparație cu un preț mediu de distribuție către consumatorul final de 5.500-5.600. Deci prețul pentru distribuție, în primul rând, este cu 5.000 de lei mai mic. Să nu uităm despre acest moment. Noi, desigur, am închis deja luna aprilie cu toate achizițiile pentru a furniza și a ne onora obligațiunile față de Moldova Gaz până luna aprilie, dar din luna mai noi suntem liberi să ieșim pe piață și să vindem. Sigur, vom încerca să participăm la cât mai multe licitații, să oferim cele mai bune condiții și cele mai bune prețuri și sperăm că să fim desemnați câștigători și în alte licitații. Dar noi înțelegem foarte bine că concurența pe piață există, există prețuri de la Gazprom care câteodată sunt cu mult mai jos decât există pe piață și noi vom avea o concurență destul de interesantă pe piață, ceea ce n-am avut până acum 30 de ani de zile. Deci, încurajăm încă o dată și spunem că este ceva firesc și este normal să avem o bursă, să avem o posibilitate de a vinde cuiva gaz, nu doar la Moldova Gaz,
Și desigur că cei consumatori care decid să iasă în piața liberă au posibilitatea să facă aceste achiziții. Prin licitațiile M-Tender sau nimijlocit prin Bursa Română de Mărfuri, care este deja operațională în Republica Moldova. Până la 1 mai terminați toate cantitățile de gaze pe care le-ați achiziționat anterior, inclusiv cu prețuri mai ridicate? Foarte ridicat. Da. Deci, practic, de la 1 mai începeți de la 0. Primul contract de la 1 mai va fi chiar cu fabrica de sticlă, din ce înțeleg. Cu fabrica de sticlă. Dar haideți să discutăm un pic altfel. Prețurile ridicate, joase, cum încercă lumea să manipuleze, noi un pic altfel spunem lucrurile, pe nume trebuie să fie. Prețurile procurate de la bursă, și inclusiv domnul Slusar, fiind în acest an membru a Consiliului de Administrare din partea societății civile, a văzut că de multe ori noi am avut prețuri care sunt echivalente cu prețul de bursă sau un pic mai jos, sau un pic mai mult, în dependență de oportunitățile care sunt acum în regiune. Sunt mulți factori care influențează acest lucru. Deci prețurile la gaze care au fost procurate toată această perioadă erau prețuri legate de bursă. Ele nu vineau din cosmos, ele nu vineau din alte direcții indicate la 1 sau la 2. Ele erau niște prețuri domnul legate Băzar, de bursă. Nu vă spărați. Eu am ascultat foarte atent toate spovedania dumneavoastră. Dar tot și am o întrebare. Dumneavoastră spuneți că acum avem relații mai bune. Spuneți, vă rog, dar atunci când se cumpărau, nu puțin mai scumpe, dar la exagerat de scumpe gazele naturale, atunci n-ați avut acele relații cu partenerii de dezvoltare. Spuneți, vă rog, atunci când dumneavoastră în alt studio, acum un an ați spus că în două luni se termină gazul uspânul și ați citit tot normal să apare ieftin. Acum el de-am trebuie să termine până la 1 mai. Spuneți-mi, vă rog, domnul director, dar dacă tot așa e de bine și a fost tot așa ok, cum s-a ajuns că tot dumneavoastră, când vorbeam în acest studio despre o persoană, William Copols, care a spus că v-a dat europenii să vă consulte, azi deja așa la așa de tare s-a împachetat cu spânul și cu toată brigada voastră de bani, că el deja a înregistrat compania Ieru Aurora în Moldova și director general William Copols, deja a primit și licență. Că am văzut că voi pricepeți în cumpărarea gazelor cum eu am vândut rachete și deja omul a văzut că atât e de bine cu afacerile Moldova, că s-a deschis compania lui. Spuneți, vă rog, dacă dumneavoastră aveți așa mare grijă față de cetățeni și spuneți că e tot ok. Astăzi Energocomul este cel care cumpără toată energia electrică și o dă la furnizori. Haideți să luăm de rând, să terminăm cu gazele și copulțe. Da, am posibilitate cu omul să vorbesc prima dată în viață, poate ultima. Lăsați-l să răspundă la prima întrebare și ulterior. Domnule Bânzar, vă rog. Deci, încă o dată spunem, produsul gaze naturale este un produs bursier. Și el se cumpără la un preț de referință de TTF. Majoritatea celor care vând este legat de TTF. Dacă prețul TTF este mare, tu îl cumperi cu prețul ăsta. Nu Energocom decide. Nu alți parteneri decide cât este TTF. Este un preț de bursă care toată lumea, toți traderii, îl pot vedea, îl pot monitoriza și au platforme care sunt profesioniste în domeniu care le spun domnul care Băzar, este prețul abia de acum oferta reflectă prețul european și acest lucru este foarte bine. Noi salutăm, dar deși nu a reflectat bursele europene când era sezonul rece. Asta e întrebarea mea, înțelegeți? Fix așa cum alt colega dumneavoastră, nu dumneavoastră, dar chiar a ieșit doamna președinte de țară, când a apărut un Nord Gaz de-al ușor, că aduce gaz cu 9 lei și spune doamna Sandu, confiscăm și îl împărțim la toți cetățeni din țară egal. Apas gazul ăsta care voi cu 6 lei sunteți gata să-l dați 6,20 fără TVA la fabrica de sticlă, apel poate tot trebuiește împărțit cu toți cetățenii. Poate cumpărați și energie electrică astăzi, vă dau o informație, că la bursele europene, nu, Gazpromul n-are treabă. Ultimele săptămâni au apărut foarte mari stocuri de energie electrică cu preț negativ, deci care puteți să-l mixuiți cu cel care vine din Cuciurgani și astăzi director a influențat și tarifele pentru energie electrică. Domnul Victor, sau nu e așa? Deci haideți să trecem, să clarificăm tot ce înseamnă cu partea de gaze naturale și vă povestim și partea de energie electrică. Da? Deci partea de gaze naturale este un produs bursier. În toamna 2022, prețurile la bursă, domnul Satăi, au fost peste 3.000 de euro pe 1.000 de metri cub. Știți din momentul dat? Cred că toată lumea știe acel preț. Prețul este cumpărat numai și care e fugărit de noi am cumpărat
Noi nu am cumpărat niciodată cu așa preț. Noi tot timpul am așteptat când prețurile vor scădea și am căutat cea mai optimă de timp pentru a face niște achiziții de gaze naturale. Pentru că ele erau domnul necesare. Domnul Bazar, eu am publicat cetățenii. În acest studio unde dumneavoastră ați primit scrisoarea de la Copos care vă spunea două zicare companie și la ce preț câștige și dumneavoastră îmi spuneți de preț bursier de 3.000 de euro. Domnul, haideți așa. Bun. Așa, pe partea de energie electrică, domnul Sat. Energia electrică este un produs care el sau trebuie să-l stochezi undeva într-o baterie, sau trebuie să-l consumi. În alte circunstanțe, tu creezi devieri pozitive și negative, în dependență dacă îl consumi sau nu îl consumi, și pentru asta trebuie să achizi. Deci, dacă vorbim despre gaz, noi putem să discutăm despre dezechilibri care se formează timp de o zi, dacă s-au consumat mai mult sau mai puțin, pe când pe partea de energie noi avem diferența de la fiecare oră. Da, în orele de vârf, la orele, în orele calde, la 12 până la orele 3-4, există un surplus de energie și noi în acea perioadă cumpărăm energie de la bursa Opcom și sigur noi tot am cumpărat energie cu preț negativ, în special în zile de weekend când nu se prea consumă. În rest, în orele de vârf, atunci când vorbim despre orele 8, 9, 10 noaptea, când toți oamenii ajung acasă și consumă energie mai multă, bateriile solare sau power-urile fotovoltaice nu produc această energie și noi suntem nevoiți să procurăm această energie de la îngres, care ne oferă, cu părere de bine, la ora actuală un preț de 66 dolari, pe când dacă vedem la Opcom ce s-a întâmplat în acest weekend, noi am avut peste 100 de euro. Deci dumneavoastră ne recomandați nouă să cumpărăm energia ziua și noi noaptea să nu avem energie? Nu. Sau dumneavoastră încercați să ne spuneți că trebuie să avem niște baterii solare? Sau, care este ideea care nu încercați? Eu vă spun care e ideea. Eu când v-am spus că ultimele săptămâni au apărut stocuri în UE cu preț negativ, deci asta când compania va achită cu o cumpărați, pentru a mixui cu cei și vine de la Cuciurgani, pentru voi asta nu e o problemă, domnul Victor. Fix așa cum i-am spus altului coleg dumneavoastră, domnul Parlicov. Ia că stă domnul Slusar, care cuvântul irigare, cred că doarme cu dânsul 20 de ani. Deci, care sunt sistemul de irigare, este consumul domnul foarte mult de energie electrică. Deci, ca să fie foarte clar, noi acest lucru nu îl facem doar de anul ăsta. Noi, de anul precedent, am cumpărat energie la preț negativ, avem această experiență și încercăm să urmărim cele mai bune prețuri. Mai mult ca atât, ca să cunoașteți, noi avem și alți parteneri care ne dau un preț de bandă care este un pic mai jos decât prețul care ne oferă în gres. Și noi încercăm să facem un mix din aceste produse ca să avem un preț cât mai optim către cetățenii Republicii Moldova. Deci noi acest lucru facem. Dacă aveți problemă, de informații, noi vă invităm la Energocom să vă dăm toate detaliile. Ok, bun. Mai am eu niște întrebări, domnule Buzari. De la 1 mai există posibilitatea ca Energocom să devină furnizor direct, inclusiv către cetățeni, sau să-și facă, nu știu, o companie fică pentru a nu mai exista această dependență de Moldova Gaz? Nu cred că noi să facem o companie fică. La ora actuală, noi încercăm să intrăm în piață pentru consumatorii industriali. Deocamdată mergem pe etapa dată. Nu putem spune că noi tot timpul să avem cele mai bune prețuri. Vă spunem că piața este un fenomen care este un fenomen viu, care la ora 10 poți să ai un preț foarte optim, peste două ore poți să ai un preț care este mai mare decât la Gazprom, peste alte două ore care poți fi de două ori mai mic decât la ora 10 și atunci de fiecare dată o să încercăm să avem cele mai bune condiții și să putem oferi cele mai bune prețuri. Noi înțelegem ce înseamnă licitații pe partea de bursa română și înțelegem foarte bine că acolo va fi chiar o competiție destul de interesantă pentru toți participanții. Dar haideți să mai înțelegem încă o dată. Acolo lucrurile vor fi cu mult mai clare pentru toți participanții, pentru că noi vom ști foarte sigur cine, ce cantitate își dorește, pe ce perioadă și momentele care sunt cele importante, cu cine noi trebuie să cooperăm, ce prețuri putem să oferim, care sunt riscurile acestor parteneri și multe alte detalii importante ca să putem oferi cele mai bune prețuri. Ok, dacă mai există, dacă mai aveți întrebări către domnul Bânzar, dacă nu, luăm publicitate și revenim în studio.
Noi avem încă pe vreo oră întrebări. Ok, luăm publicitate. Domnule Bânzar, o să vă rog, dacă mai aveți timp să rămâneți și după publicitate câteva minute, că văd că domnul Sate susține că mai are întrebări, revenim în scurt timp. Mulțumesc. Am revenit. Între timp ne-a contactat și domnul Vadim Ceban, directorul Moldova Gaz, care a dorit să intervină. Domnule Ceban, bună seara! Bună seara! Da, vă rugăm, cred că ați dorit să comentați ceea ce s-a discutat până acum. Da, am vrut, privesc emisiunea și respectiv declarațiile participanților. Da, vă rugăm. În primul rând, vreau să vă spun un lucru. Fabrica de sticlă nu este client consumator al Moldova Gaz deja mai mult de un an. Asta este. Dar conceptual vreau să atenționez la acest subiect de liberalizare a pieței. Dacă vorbim despre liberalizarea... Colegi, vă rog un pic mai tare pe domnul Ceban în studio, că unii... Da, eu cred că nu mă aud. Sau... Dacă vorbim despre liberalizarea pieței, conceptual, care este rolul ESBOCOM-ului pe această piață? Având suportul din partea guvernului, băncilor de dezvoltare, în cazul acest obiect, plus asistența tehnică masivă din partea USAID, Uniunea Europeană și etc. Întrebarea este, noi într-adevăr prin aceste metode vom liberaliza piața? Și să înțelegeți încă un lucru, Moldova Gaz nu pierde clienții. Moldova Gaz activează pe piața reglementată. Toate volumele acestea care vor fi pe piața liberă, vor scădea de la consumatorii final. Înseamnă că noi nu vom putea micșora prețuri pentru consumatorii finali. Pentru că volumele scad, prețurile unitare pe metru cub tot se vor majora, dar nu vor scăde. Asta una la mână, încă în moment următor. Domnule Ceban, vă rog, eu vreau să finalizez. Domnule Ceban, vă rog să închideți sunetul la televizor, că se face microfonie, nu, atât. Nu, televizorul e în altă cameră. Ah, ok. Deci, domn Cozăr, ce a spus Victor Cozăr, domnul Sat, domnul Cozăr, e ca în general. Deci am adresat la Energocom, referitor la să nu participe. Îndemnul a fost foarte simplu. Noi nu putem procura astăzi gazele naturale de pe piața liberă. Indiferent, de la Gazprom, de la BRM, alți parteneri și așa mai departe. Pentru că este decizia Comisiei Situației Excepționale. Am coordonat un preț. Am căzut de acord de un preț. 550, 450. Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale. Și respectiv, în ziua în care primim confirmare, dar de comunicarea din Energocom că prețul scade de la 550 la 450, ce aflăm noi? Că Energocom dispune de volume de gaze mai ieftine pentru luna mai. Pentru luna mai. Și inclusiv care pot fi vândute, și nu știu, opinia mea că eu trebuie să apăr consumatorul final, pentru că noi avem obligația să cumpărăm la preț mai ieftin, și noi spunem, ok, nu participați, vindeți gazul acesta către Moldova Gaz. Sau prin BRM, vindeți la alți furnizori. Și respectiv, acest lucru va contribui la reducerea tarifului pentru luta următoare. Pentru toți, dar nu doar pentru un agent economic. Asta e esența liberalizării. Dar Energocom, având acces la fonduri, la suportul guvernului, la asistența tehnică, eu vă asigur, în condițiile egale, el totdeauna va fi mai avantajos din punctul de vedere al prețului. Atât. Iată, dacă vrem să liberalizăm sau respectiv trecem consumatorii la Energocom. Asta trebuie să fie decizia voastră. Da, domnul Slusar dorea să vă întrebi ceva. Nu, eu vreau să întreb și pe urmă să comentez. Domnul Ceban, eu în primul rând nu prea înțeleg de ce dumneavoastră indicați Energocomul, ce trebuie să facă Energocom. Dumneavoastră sunteți guvernul, dumneavoastră sunteți administratorul la Energocom. Eu acest lucru nu înțeleg de ce dumneavoastră veniți cu aceste lecții. Dar vreau să vă întreb, nu vreau mult să intre în polemică, să iau timp. Pot să răspund?
Nu, stați, eu vreau să răspundeți o întrebare. Eu am spus că eu nu înțeleg de ce dumneavoastră faceți aceste lecții și învățați ce trebuie să facă Energocom. Asta nu este. Dumneavoastră sunteți agent economic, afiliat Federației Ruse, dumneavoastră trebuie să administrați întreprinderea cum administrați. Energocom are altă funcție. Mai moale, cu afilierea, eu sunt cetățeanul Republicii Moldova. Eu apreciez acest lucru, dar dumneavoastră conduceți întreprindere unde 51% aparține Gazpromului. 35% al guvernului și în total 49% al Republicii Moldova. E un factor rău la urmă, eu pot să vă întreb un lucru. La 1 mai termină acțiunea Comisiei Situații Excepționale. Dar eu vreau să răspund la prima întrebare. Pe urmă, la 1 mai să răspund tot. Ok, haideți să răspundeți la prima întrebare. La prima întrebare, foarte simplu. Noi cu Moldova Gaz activează pe piața reglementată. Noi nu putem face concurență pe piața de gaz natural. La ce preț noi cumpărăm în baza licitației? Și în baza contractului, apropo, contractului care este astăzi în vigoare cu Gazprom, care a avizat de către Andrei și a aprobat de către acționari, inclusiv guvernul. Nu avem tot dreptul să procurăm gazele și luăm unde de la Gazprom. Asta ca răspuns. Și respectiv, referitor la dreptul am eu. Anul dreptul delegat de către consumatori în baza licenței. Ei mă întreabă, domnul Ceban, dar cum procurați la pasul 50 când pe piață este cu 330? Iată, eu trebuie să întreb Energocom, vindeți vă rog nouă acest volum pentru toți consumatori. E corect? E just? Echitabil? Pentru toți consumatori. Asta e întrebarea. Dar nu e vorba despre de ce, ci drept am. Puteți considera că n-am niciun drept. Consumatorul are dreptul și prin mine întreabă. Domnul Bânzari vrea să intervină, vă rog. Da, Victor. Colegi, eu nu am înțeles totuși un lucru. Deci pe piață pot să vinde o altă companie, oricare ar fi ea, privată, de care natură, numai nu Energocom. În cazul că vinde o companie privată către fabrica de sticlă, acest surplus de preț nu cade pe spatele consumatorului, în caz că Energocom vinde, acest surplus stă pe partea consumatorului. A doua întrebare. Dacă Moldova Gaz vrea să procure de la noi, crasă de partea, 50 de milioane de metri cubi și noi vindem 50, iar pe piață mai sunt cumpărători care vor să vândă încă 5. Noi putem să vindem acele 5 milioane? Sau dă voie doar la companiile private să vândă cele 5 milioane? Prin bursă, da. Nu înțeleg ideea domnului Ceban. Nu, ideea este foarte simplă. Aveți puterea de piață, aveți susținerea guvernului și sunteți un monopol. Dar care monopol? Deveniți un monopol. Care monopol? Dar pe piața Angro, astăzi monopolistul este Energocom. Nu uitați acest lucru. Domnule Ceban, am eu o întrebare. De ce atâta minciună din partea lui domnul Ceban? Eu înțeleg furia lui că eu pierd clienți. Domnule Ceban. Că pierd influență. Eu asta înțeleg. Dar nu fie trebuie negoțiat direct pe toată lumea, toată țara. Care monopol? De la 1 mai. O să faceți licitație de la 1 mai pentru a procura gaze. Și o să procurați gazul de la cealaltă care dă mai ieftin. Care monopol? Care monopol, domnul Ceban? Domnul Cozer, vă rog, domnul Ceban, să răspund. Am înțeles ideea. Vă rog, domnul Ceban. Deci, de la data 1 mai, sunt câteva soluții. Deja am vorbit și cu domnul ministru Palicov. Dar vom acționa conform regulilor pieței. Încă o dată, avem contract, avem volum de la Gazprom. Și respectiv putem procura de la Gazprom. A doua, putem procura de la bursă. Vedem tot volumul sau doar diferența. Vedem care vor fi condițiile comerciale. Așa de clar, deschis că toți sunt... Domnule Ceban, întrebarea mea... Dar monopolul este pe piața Angro. Energocom este pe piața Angro. Dar nu pe piața retail. Pe piața retail Moldova Gaz are monopol. Pe piața Angro are Energocom astăzi. Ok. Domnule Ceban, am eu o întrebare către dumneavoastră. De la 1 mai consumul va scădea în stânga Nistrului, respectiv vor rămânea volume din cele 5,7 milioane zilnic. Moldova Gaz ce va face în condițiile în care prețul conform contractului cu Gazprom
va fi mai ridicat decât cel de pe bursă. Dumneavoastră, ce veți face? Veți lua totuși acele volume de la Gazprom sau veți procura de pe burse mai ieftin? Eu înțeleg întrebarea aceasta. Întrebarea aceasta este o întrebare capcan. Eu sunt pregătit la răspuns. Foarte simplu. Vom acționa conform legii. Este prețul, este prețul cel mai bun și fiabilitatea furnizorilor. Și dacă pe piață vor fi oferte mai bune, noi putem refuza de la Gazprom și procura de pe piață. Iată, asta e răspunsul. Vă mulțumesc, nu știu de ce ați spus că este capcană, domnule Ceban. Vom acționa strict conform legii. Păi mă bucur să aud. Domnule Ceban, spuneți-mi, vă rog, un lucru. Iată, astăzi, dacă Celebru, cel mai ieftin și cel mai nădejdui Energocom, va vinde gaza astăzi către Moldova Gaz cu 6 lei 20 de bani fără TVA, cum l-a vândut la fabrica de sticlă. Care ar fi prețul pentru consumatorul final? Vorbesc de persoane fizice. Adică, care ar fi prețul? Dumneavoastră, oricum trebuie să aveți evaluări, cât costă la bursă, cât vinde Energocom la fabrica de sticlă. E că domnul Sus răspunde că îi spuneți... Da, domnul Ceban, vă rog să răspundeți. Da, eu vă răspund. Noi nu putem lua doar prețul de la Energocom, noi trebuie să luăm și de pe piață. Mediul anual. Dacă luăm prețul de pe piață, haideți, media la noi era pentru luna mai 395, de acolo mai scădem încă 70, 320, cum a spus și domnul Suțar. $320 ne dă în jur de 20% micșorarea tarifului pentru consumator final, pentru toți consumatorii gaznici. Deci asta ar însemna pe la 11 lei, da? Dar, da, pe la 11 lei... Că 11 luna mai, iunie o să fie chestia chiar asta. Bun. Da, dar bun. Întrebarea de ce este, domnul Parlica spune că la sfârșitul anului prin acțiunea respectivă ale Energocom, anul trecut? Prin vânzarea și extragerea acestui volum, vânzarea la un agent economic, reducerea la prețuri, la tarife, nu contribuie. Și aici trebuie să fie statul să știe ce face. Face profit pe baza Energocomului, vânzând gaze, sau are scop să reducă tarifele, să aducă gaz cel mai ieftin pentru toți consumatorii. Două întrebări la care trebuie să răspundă statul. Și am dreptul să întreb, pentru că am experiență de 20 de ani de activitate în energetică și cunosc și știu despre ce vorbesc. Domnul Bânzari, vă rog să răspundeți. Pentru mine e o întrebare pur logică. Săptămâna aceasta... Îmi pare rău, Victor, că îmi cer scuze că noi discutăm pe aceste subiecte, nu la ședință, dar vă rog, televizor. Vă rog, haideți, domnul Bânzar. Da. Deci, joi va avea loc licitația la CET Nord pentru 5 luni de zile. Întrebarea mea, Energocom poate participa sau nu trebuie să participe? Sau trebuie să participe doar companiile private? Că n-am înțeles până la urmă poziția domnului Ceban. Victor, îmi pare bine că mă întreb opinia mea. Înseamnă că opinia mea e valoroasă pentru Energocom, vă mulțumesc. Noi tot timpul am cooperat și colaborăm cu dumneavoastră foarte bine. Victor, mulțumesc mult și la fel consider Energocom ca un partener adevărat și foarte bun. Și am avut o cooperare și prin criza am trecut și așa mai departe. Însă, întrebarea mea este esențială, conceptual. Rolul Energocomului pe piața gazelor naturale. Principial. Dacă consideră că trebuie să intrați pe piața retail, atunci poftim preluați consumatorii prin prețul sau prin alte reglementări și activați pe această piață. Atunci vă spun un lucru cer. Nu va fi liberalizată piața. Dar totuși eu consider că va fi liberalizată și nu va fi nici Moldova Gas, nici Energocom, vor fi alte companii și consumatorul va decide la cele semnale. Indiferent, eu sunt președintele la Moldova Gas sau Victor e director general la Energocom. Asta este... Despre asta și discutăm. Liberalizarea pieței înseamnă că cumpărătorul are acces la cele mai bune condiții. Preț, termen de plată, alte condiții care pot fi negociate. Deci dacă nu vinde Energocom, poate să vândă o altă companie care are licență registrată Republica Moldova. Deci domnul Ceban propune așa, că dumnealui se întoarce la Gazprom, Energocom nu participă la piață, se minte în lucrări, și ceilalți care sunt pe piață privat fac bani. Asta eu am înțeles. Eu propun că dacă Energocom are cantități, dacă se referă, de exemplu, cum a avut loc astăzi vânzările licitații la Romgaz? Știți cum?
El a vândut la ei. Romgazul este un producător. Romgazul este un producător de gaz natural. Domnilor, vă rog să ne respectăm și să ne ascultăm. Centrale termoelectrice. Da. Vinde prin negocieri sau prin bursă. Mai aveți doar două minute, domnilor, că vine publicitatea. Are obligațiunea să tot volumul să vândă prin bursă. Așa este, așa lucrează. Eu mă bucur foarte mult că Energocom poate să facă față provocărilor din piață, să ofere prețuri bune și mă bucur foarte mult companiile care sunt ale statului au intrat pe piața liberă, încearcă să-și identifice cel mai bun sursă ca să fie cu oferte competitive. Asta vreau. Eu tot mă bucur că sunteți așa de devenit profesioniști, dar trebuie să știe statul care e rolul. Okay. Eu înțeleg că domnule Ceban, domnule Bânzar, eu propun să veniți în una dintre edițiile viitoare împreună aici în studio și să discutăm mai multe aspecte. Cu asta trebuie din ok, eu vă mulțumesc amândurora pentru intervenție. Stop, o secundă, vă rog. Aveți ceva? Da. Mai aveți întrebări? Da, domnul Bazar, spuneți, vă rog, iată, am precizat. În luna mai anului 2023, dumneavoastră ați declarat că în stoc au rămas circa 150 de milioane de metri cubi de gaz. Dar nu mai, în mai-decembrie 2023 s-au consumat mai mult de 330 de milioane și cam atât în ianuarie-martie 2024. Prima întrebare. Când totuși s-a terminat gazul și ăla luspânul despre care vorbește întregul continent european? Și doi, spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră, ce facem cu consumatorii finali? Când oamenii a să aibă un tarif real la gaz? Deoarece domnul ministru Parlicov a declarat că 10 lei o să fie la sfârșitul acestui an. Doar dacă reușiți într-un minut, domnul Bânzar, să răspundeți, vă rog. Eu am să încerc să explic foarte bine. Deci, Energocom nu e decizie directorului Energocomului, noi avem o guvernanță corporativă, deciziile sunt luate la Consiliul de Administrare și sunt întărite prin decizia acționarului unic. Asta este în primul rând, deci eu sunt în calitate director executiv. În al doilea moment, să-i fie foarte clar, noi am avut gaz care este procurat la preț de bursă, care era atunci era un preț de bursă mai înalt decât există astăzi la ora actuală. Și pot să spun, dacă comparăm prețurile, ele sunt destul de diferite și foarte mari. Iar pentru că noi trebuie să respectăm hotărârea de guvern 689 cu privire când, în ce condiții putem vinde către Moldova gaz, Consiliul de Administrare a decis că să-l vindem cu un preț care este mai jos decât cel oferit de Gazprom. Da. Deci gazul a fost vândut, dar banii sunt recuperați în cetișor până în această perioadă. Dar domnul Scuță poate să argumenteze Domnule Bânzar, vă mulțumesc pentru intervenție, intrăm în publicitate, revenim. Oamenii nu înțeles când se ieftinești de gazul. Am revenit. Bun, n-am mai reușit domnul Bânzar să răspundă la întrebarea domnului Iusatei. De fapt, cred că domnul Ceban era cel mai în măsură să răspundă când se va ieftini gazul și la ce preț. Dar cum, noi aici, hai pe bune, hai că noi Kremlin, domnul Cozer. Dar Ceban, cum poate să răspundă când se ieftini, când primește azi gaz cu 450 și 550? Adică, păi de la 1 mai va primi la 320. Haideți să înțelegem, de la 1 mai prețul o să fie sub 330 de dolari. Că Energocom într-o zi să ajungă ca atcormenii ca bancic, a să fie așa înflat, frumușel împachetat, pe urmă să ne spui că MVF сказал продать, și așa e privatizat și cu asta se termine. Hai cu atcormenii ca bancic. Iarăși, eu nu înțeleg de ce conducerea nu vorbește despre asta. Eu aș sugera și Ministerul Energiei. Ministerul Energiei probabil nu vorbește, deoarece dacă vorbești despre pierderele Energocomul în anul 2023, trebuie să explici că aceste pierderele sunt au spână. Și aici este mare problemă că de ce nu vorbe. Dar eu vreau să spun despre atcormenii ca banșic, ceea ce a spus Renato. În 2023, datorită acelor stocuri scumpe și vânzării gazelor începând cu aprilie, mult sub prețul de cost, Energocom a terminat anul cu sute de milioane. Eu nu pot să spun cifra exactă, o să vedeți în audit, că face acum un audit internațional, cu sute de milioane de lei pierderi din cauza că din luna aprilie gazul cumpărat în exces în perioada lui diletantul spânul cu 1080 dolari, de la 1 aprilie
trebuia să fie prețul ajustat cumva la cel de la Gazprom și prețul a fost vândut cu $660, dar procurările mai ieftine au avut loc doar în vară. A fost aici întrebarea, când s-a terminat acest gaz? Fizic, acest gaz s-a terminat undeva în octombrie, dar toate pierderile. Energocomul, pentru să nu fie majorat tariful, să nu fie prețul să fie competitiv cu Gazprom, Energocomul, iată aici funcția... Domnul Spânul a fost întors în guvern, domnul Spânul, deci un prah rășu a trebuit. Păi asta problema trebuie de dat la guvernare. De ce acest diletant, minimum diletant, eu sper că diletant și nu este altceva acolo, s-a întors în guvern. Asta e bună întrebarea politică și electoratul trebuie să se aprecieze ceea ce a făcut acest dominator. Dar aici e cel mai mare. Rolul Energocomului. Iată, rolul Energocomului a fost în 2023. Nici o altă companie privată nu era posibil de făcut acest lucru. Numai compania aceasta a atenuat, a ameliorat această situație și cu pierderile de 100 de milioane au încercat să fie cât și de cât competitiv. Și iată la 1 mai, tocmai la 1 mai toate pierderile sunt recuperate și Energocomul să fie pe zero. Eu vreau să-mi spună chestia asta. Telespectatorii trebuie să cunoască datorită cui s-a întâmplat acest lucru. Eu nu-i cred că a să ajung la asta. Dar eu a luat aeroportul de la Șor spre Bușești. Metal feroz încă o dată. Pe timpul Plahotniuc și Ușigani Mâncaișe și Plahotniuc și Andranache și de la Cozer și de la dumneavoastră toate brigăzile astea, dar încă o dată. Ei furau din veniturile companiei. Dar nu companiei. Furau din venituri, domnul. Acolo era alte scheme. Ei aveau companii căpuși. Deși schemele astea nu lucrează în folos statului. Eu vreau să vorbesc, că eu am văzut această furie inedită a domnului Ceban. Eu e tare deranjat. Eu înțeleg că eu am vrut mai departe să rămână, să păstreze monopolul. Eu am pierdut monopolul. Gata, Ceban pleacă, vine Tofilat, șef la Moldova Gaz în locul lui. Ceban nu e Ceban. Cine vine în locul lui? Serioja Caratist. Renato va veni. Domnul, vă rog să nu... Dacă arătă asta și în jurare... Noi trebuie să înțelegem care e situația. Și aici trebuie de spus că noi ne-am înțeles de ce cetățenii au plătit cel mai scump gaz în Europa mult timp în plus. Asta trebuie de spus lucrurilor pe nume datorită lui Andrei Spădu. Dar haideți să ne limităm lucrurile. Dar hai să le spun oamenilor când ați plătească ieftin. Haideți să ajungem acuși la asta. Dar... ceea ce face Moldova Gaz. Moldova Gaz în această perioadă de 2 ani a pierdut monopolul la furnizarea gazului cu mari greșeli, cu pierderi, dar Energocom a învățat să lucreze pe piețele internaționale. Moldova Gaz a pierdut tranzitul și monopolul de a asigura tranzitul și iată acum și pe piața Angro, unde ei au fost dominatori, acum vin alte companii, inclusiv și Energocom. Și domnul Ceban vine cu acuzațiile absolut, după mine, nefondate, dincolo că, fără niciun drept moral, măcar, de ce eu trebuie să spună la Energocom și să facă, zice că Energocom a avut mare susținere din partea statului. Haideți să spunem și aici să vorbim. Energocom a fost capitalizat inițial ca întreprindere de stat, și asta e ok, e normal să fie întreprindere de stat, să aibă capital de stat. Energocom, anul 2023, a întors în buget 1 miliard de lei și în 2024 o să mai întoarcă încă 1 miliard de lei. N-are alte priorități, n-are alte privilegii, ceva un ajutor de stat special, că creditul care tot el întoarce și deja primul credit a fost întors de Energocom și nu există niciun suport suplimentar de stat, dar de la 1 mai regulile de joc, unicul aspect prioritar și unica funcție publică cu care rămâne Energocomul, asta crearea stocurilor. Aceste 15%, iată asta o să fie funcția Energocomului. În rest, de la 1 mai, piața absolut liberalizată și el o să fie în concurență cu alte companii. Și pe mine, cel mai mult mă interesează, răspunsul la această întrebare eu n-am primit, ce va face Moldova Gaz de la 1 mai cu procurările de gaze. Iată, eu așa și n-am înțeles. Nu, eu am spus că noi o să acționăm conform legii. Eu n-am înțeles legii Federației Rusie sau legii Republicii Moldova. Vom urmări cu atenție. Dar este momentul important. Că o să facă eu licitațiile sau o să primească indicații de la Gazprom să meargă gazul numai de la Gazprom. Eu așa și n-am înțeles. Și tot și Energocomul nu mai ținut o leacă gazul și ala lui Spânul
Și că mulă oameni se dă la preț care le dă la... Dar cum? La Franzeluță. Nu, iată, azi Franzeluță au avut discuțiile cu Energocom. Da. Eu cred că sunt... De ce... Ia, discuția asta trebuie să aibă loc un an jumătate în urmă. Dar de unde acest gaz o să aibă Energocom ieftin dacă ei au procurat în exces acel gaz în... Ai făcut și cu ieru, și cu decizia secretă CSE. Da. Toate aceste lucrurile pentru mine sunt relevante. Și spânul trebuie să fie... El trebuie tras. Tras. Da. Nu, dar haideți că atâta de spânul vorbim de ajuns. Asta momentul important. Aici eu dau dreptate. Iată aici de acord cu... Slus, smântri. Deci, dacă Franzeluța trebuie trecea la privați, la compania FICA Moldova Gaz, nu mă interesează la cine. Anul trecut când s-a pornit scandalul cu gazul, păi, ei până în ziua de azi, asta ia scumpără cu 11 lei cu TVA. Nu, Renato, eu aici trebuie să spun, hai să fim și aici corect. Hai să fim și aici corect. Da. Toamna 2023, oferta de la Energocom către Moldova Gaz era cu 605 dolari, dar Moldova Gaz, conform formulei, procura gaz de la Gazprom cu 820-850 dolari. Hai să spunem că nu prea avea marjă, Franzeluță. Altă întrebare, că acum, iată, a apărut această marjă. Și dacă dacă nu era gaz procurat în exces, și Franzeluță, și toată industria, și guvernatorii. Domnule Slusa, deci să înțelegem că de la 1 mai și Franzeluță ar putea să treacă la acest tarif de 6,8 lei? Eu nu știu care o să fie. Eu din câte am înțeles, și Franzeluță, și mulți alți consumatori industriali, după exemplu fabricii de sticlă, deja vor să recurgă la acest sistem de licitație. Ei vor procura dar gaz. Dar nu le-au dat voie la baza licitației. Directorul lui a fost interzis la APP. De mult îi treceau, îi dornuți nebuni. Treceau la cine? A? La cine treceau? Erau firme private pe piață până acum, domnul Susar. Eu chiar, nu cunosc. Chiar asta fică, a? Eu chestia asta nu cunosc. Că de nu cum, dar de anul trecut, din iunie, când s-a pornit scandalul, acei privați achitau între 10 și 14 lei, domnul Alexandru. Cum? Nu, eu n-am auzit că să fie interzis la Franzeluță. Eu n-am auzit. Să treacă? Să treacă, 100%, da. 100%. Dar de ce aici, apropo, a fost... Eu vă spun și altceva. De ce m-a deranjat fabrica de sticlă? Domnul Slusar, anul trecut a avut profit curat 55 de milioane de lei. Cu un an mai înainte, 50 de milioane. Așa, cu prețul ridicat și mai departe. Directorul acolo tot i-a spus de drugul a nostru, Crovnei, de domnul Spânu. Actual director la Sticolni, înțelegeți? Și poziția asta Energocom nu tot nu-mi place, știți cum e? Dar de ce nu-ți place poziția Energocom? Nu, dați vă spun și nu-mi place. Eu vreau, domnul Alexandru. Audi spâni, vin și pleacă. Din păcate, târziu a plecat. Dar Energocom trebuie să rămână ca întreprinderea de stat și nu trebuie să fie privatizată și trebuie să aibă câteva funcții de asigurare, securității energetice, diversificare energetice. Dar dacă aceste sarcini sunt cât uși de cât rezolvate, se activeze pe piața liberă. Eu personal consider că noi prea devreme am liberalizat piața. Părerea mea personală și domnul ministru cunoaște poziția mea. Liberalizată, dar dacă ea este liberalizată, Energocom poate activa ca domnul agent Susar, economic. Care piață liberalizată când iată mâine trebuie să merg la 16.00 la CEC? Ședința cu referendumul. Eu mai de la președinței am primit mesaj că mâine să fie refuz de mâine dat și nici șpargălăși. Adică nu ne dă voie să registrăm grupul preganței. Azi democrație în țară are numai Energocom. Tu știi poziția mea față de guvernare. Aici da. Eu... Azi democrație în țară e numai pentru Energocom, domnul Cozer și TVO. Точка. Ну, Energocom, eu cred că Energocom după 2023, după multe greșeli din punctul meu de vedere în care poartă vina un singur om, Energocom a învățat. Da, prețul de ce, este... De ce un singur om, domnule Slusar, de ce nu este vină colectivă pentru că Energocom era director? Alex, da, teoretic tu spui, da, dar eu știu bravo. cum a fost administrat Energocom în perioada toamnă 2022. Manual din partea guvernului, personal de domnul Spânu și... Bun, cine ați răspunde pentru asta, domnul Susar? Din punctul meu de vedere, primul care trebuie să răspundă domnul Spânu. Dacă, da, este... În primul rând trebuie să răspundă a și care l-au dus înapoi iar în guvern. A, asta e politic. Nu, eu, cum politic? Da, okay. Nu, că domnul Spânu e foarte șmecher, știți cum? El tot timpul a făcut toate schemele cu mâinile străine.
El, știi, domnul Spânu vrea să devină plohotniuc numărul 2. Eu visează, eu am... Colegi, vă rog să-l telefonați pe domnul Spânu, că a fost atât de mult. Telefonați cu mare plăcere. Atât de mult a fost pomenit, noi trebuie să ne facem... Dar eu repet încă o dată, noi trebuie să avem abordare de stat. Oamenii vin și pleacă. Au de Spânu odată și odată o să răspundă pentru tot ce au făcut. Dar Energo.com are mult de făcut în continuare. Și compania aceasta cu multe probe și greșeli, dar este acum compania puternică care se administrează, domnule, corporativ, destul de bine. Eu am o întrebare și cred că asta interesează foarte mult și pe telespectatori. De la 1 mai intrăm pe piață liberă. Energo.com este pe zero și-a recuperat pierderile. Haideți nu de la 1 mai, dar de la 1 octombrie, când începe să se răcească, în condițiile unor prețuri pe burse de 250 de dolari până în 300, cât sunt acum, dar rar ajung la 300. Noi la ce tarif să ne așteptăm în iarna viitoare la gaze? Nu, hai, eu spun părerea mea, iarăși, personală, care e necesar, desigur, de calcule și multe momente sunt necunoscute. Noi nu cunoaștem care o să fie totuși situația pe piață, că la noi se iei, conform metodologiei, prețul mediu anual. Acest număr? La moment, eu a fost calculat de 530 dolari. Dar asta a fost la începutul anului. Dacă se menține așa tendința, și eu părerea mea că formula care este de la Gazprom, ea cumva o să joace aici, o să influențeze și piața, nu, eu am în vedere că formula aceasta o să influențeze și situația în Moldova și prognoza care este acum că noi o să avem prețurile undeva sub 300 dolari încă mult timp, noi nu știm și o să fie cu război, cu multe momente, dar dacă rămâne această tendință, și desigur că o să fie posibil de procurat, nu lunară licitațiile, dar să fie Energo.com sau altă companie, nu știu care, o să procure gaz în volume necesar atunci când prețurile este cele mai mici, sub 300 dolari, și o să fie suficiente și pentru începutul sezonului rece. Calculele simple arată că putem să așteptăm la prețul mediu anual, deva, ținând cont de că primul trimestru a fost mai scump, cred că sub 400 dolari. Și atunci, la 400 dolari, noi putem să așteptăm la tarif la 9-10 lei, dar iarăși, asta eu am vorbesc foarte orientativ. Dar dacă nu era gazul lui Spânu, dacă acest preț când era domnul Susari? Dacă nu era gazul de lui Spânu, scăderea prețului la tarif trebuia să se producă toamna 2023. Nu știu cu cât, dar cu certitudine toamna 2023. Da, bun, ok, am înțeles. Deci... În sfârșit ceva am clarificat, gazul scump s-a terminat și deja din toamna anului viitor scuze de genul ăsta nu vor mai exista, că avem tarife mari, domnul, din cauza gazului scump. Doar că este o altă problemă. Noi nu știm ce devieri negative mai are Moldova Gaz și cât va mai recuperat. Din ceea ce a spus domnul Ceban, devierile negative deja sunt toate consumate. Ok. Domnul Cozer, aici e alt problem. Ca cetățenii să înțeleagă că incompetența majorității celor care sunt azi la guvernare și corupția unor, domnul Slusar a dat acum, a făcut o prognoză, cunoscând piața, deja, mă rog, la noi gazofșic devine, de mai devine fiecare a treile cetățean în țară, cu toată nebuneala și se întâmplă cu gazul, spun cum zici. Dar având astăzi o guvernare care trăiește după principiu, știi cum? Cum asta, cum drugul lui domnul Slusar, Spânul, să zică lui Radu Marian. Drogul tău. Să zică lui Radu Marian, băi, unde te duci într-o dimineață, îl întreabă. Și el zice, mă duc la piață. Dar ce să faci? Să-mi cumpăr un costum. Dacă nu te-o prinde, să-mi cumpiri și nu unul. Înțelegi? Ia că asta e la noi, dacă să facem o evaluare la, și la guvernare. Și ei nu stăți corupți. Pur și simplu, având 80% azi de valeți, nu avem și avem azi în țară. Da. Important este totuși că neastră v-ați obținut clarificările de care ați avut nevoie sau încă eu azi mai nu? Aveți... Nu. Dar eu nu sunt de acord. Eu primit clarificări, dar nu sunt de acord cu ele. Nu, domnul Sus,
Încă o dată vă spun. Eu niciodată n-a să accept niciun fel de piață paralelă. Iar că cum am mâncat bătaie Moldova Gaz cu compania asta fiecare anul trecut, dar fix așa azi... Deci, acum nu există piață paralelă. Încă o dată, domnul Susar. Domnul Susar, iată, n-am reușit să-i dau întrebare lui domn director. Poate cunoști dumneavoastră. Nu există. Unde e piață paralelă? Eu întâi mai o să fie piață în Gaua. Acum nu e nicio piață paralelă. Dacă acest gaz cu 6,20 fără TVA a fost acum la licitație propus de Energocom. Pentru așa? Luna mai. Da, pentru luna mai. Da, pentru luna mai. Tot normal aici. Așa. Întrebarea mea este. Înseamnă că gazul ăsta Energocom deja l-a recumpărat? Care să lună? Nu, el o să cumpere. Livrarea o să fie de la 1 mai. Nu, încă o dată. El a fost cumpărat ori nu? Nu, livrarea o să fie de la 1 mai. Livrarea de la 1 mai, am înțeles. El o să fie contractat. Da, livrarea o să acum fie de oameni. Acum eu participat la licitație neavând contract, acum nu băvaie. Nu, dar eu știu că deja are partener. Energocom este sigur că o să procure acest gaz. Bun, mai acum... Niciun milion de gaz de prisos n-a să rămână. Eu am o ultimă întrebare. Ce au făcut spune. Totuși, marea problemă și marele meu semn de întrebare este când noi vom scăpa de dominația Moldova Gaz pentru consumatorii finali. Asta e visul meu, Alex. Dar eu sunt realist. Fiecare dată la Consiliu, eu, nu poate nu fiecare, dar foarte des eu pun această întrebare. Și răspunsul a fost, desigur, Energocom a trecut 2 ani prin mai multe, de la zero. Și așa și a spus, noi la ora actuală încă nu suntem pregătiți pentru așa volum de lucru. Eu vorbesc de Energocom, că asta e sute de mii de contracte. Asta centrele, asta mai mult angajați, instruirea, extinderea în toată țara. Energocom, iată, începe cu piața angro, cu consumatori industriali. Reușește să intre pe piață, să aibă experiență. Eu nu exclud că peste un an o să meargă deja cu distribuitor să înlocuiască pe alocuri Moldova Gaz. Dar poate o să pare alt operator, dar poate a doilea, a treilea. Din păcate, la noi, dacă să luăm toate celelalte firme, cam, eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar acolo cam multe din ele au primit licență în perioada lui Plohotniuc și cam și interesele. Da, William Copol s-o interesele. Iată, este și încă un tovarăș care pentru mine nu-i clar și cu dânsul. Dar asta e visul meu. Din punctul meu de vedere, eu nu dar sunt așa de... Dar de ce distrus, domnul Sus? Dar de ce distrus? Concurență de făcut. Dar de ce distrus, Renato? Concurență. Iată, a apărut concurență pe piața Andro. De-aia, domnul Ceban nu este dominator. El sună în studio, a dat de la uraganță, răspunde la întrebări. Da, gata, consumatorii industriali au de ales în afară de Moldova Gaz. Și dacă o să fie și... Uite cum în Ucraina, uite cum în România. Acolo consumatorul casnic are de ales. 5, 6, 7, 8 companii. Care problemă să fie așa concurență? Eu nu vorbesc de distrus. Lasă Moldova Gaz să fie în competiție cu ceilalți operatori. Corect, în competiție. Вот это красиво. Așa e corect. Da. Domnul Cozi, eu m-am întâlnit... Pe acest ton împăciuitor, am văzut că ați venit foarte supărați unul pe altul, în special domnul Sate, domnul Susar. Văd că v-ați împăcat. Este bine, totuși, până la urmă. Emisiunea asta, așa, ce-am deprimit rolul. Eu vin miercuri viitoare, că eu n-am dovedit să vorbesc deloc. Dumneavoastră mi-ați făcut planul okay. Cu Moldova. O să mai aveți timp să veniți. Vă mulțumesc pentru prezență. Le mulțumesc și telespectatorilor că au fost și în această seară alături de noi. Ne vedem și mâine după știri cu Postscriptum, dar și miercuri cu Secretele Puterii. O seară frumoasă!